Bănanțele contabile ale companiei de apă indicau în ultima perioadă pierderi mari în zona orașului Titu. Lunar se registrau pierderi între 1500 și 2000 de metri cubi, date care se regăsesc în baza companiei de apă Târgoviște-Dâmbovița. Acest fapt ar fi determinat declanșarea unui control la blocurile din oraș. De specificat faptul că în momentul constatării neregulilor, de față erau 6 angajați ai companiei de apă și un reprezentant de la punctul de lucru Titu. Inspectorii s-au luat cu mâinile de cap când au găsit zeci de apometre de scară desigilate, iar multe dintre ele montate în sens invers. Cu alte cuvinte, în loc să înregistreze consumul apei, îl diminuau. În acest caz se explică de ce compania de apă înregistra pierderi. Acum inspectorii se întreabă cine ar fi avut interes. Gurile Rele susțin că la mijloc este vorba despre o adevărată strategie de fraudare pusă la cale de actualul primar al orașului Titu, Traian Nicolae, și de mai bunului amic de ani buni, Iulian Răducanu, șeful stației de apă de la Titu. Mai exact, primarul ar fi promis votanților în anul 2012, în plină campanie electorală, că va diminua prețul apei. Cum nu a reușit să obțină un preț al apei preferențial, edilul șef de la Titu se pare că și-a pus în aplicare planul 2. Mai exact, și-ar fi contactat amicul, șef la stația de apă din Titu, și împreună ar fi pus la punct o strategie care să-i salveze pielea și să-i asigure un nou mandat de primar. N-au redus nici acum prețul apei, dar au redus semnificativ consumul prin inginerii penale, descoperite chiar de superiorii din cadrul companiei de apă. Din informarea făcută către directorul general al companiei de apă, Mircea Constantin, reiese că au fost verificate un număr de 51 de contoare de branșament la blocuri, scări, dintre care 39 aveau sigiliul rupt, contoare cu sigilii rupte 25, contoare montate cu sensul de curgere inversat, întoarse 14 bucăți. Uimitor este că la doar 2 ore de la terminarea controlului, o altă echipă de la Târgoviște s-a deplasat la centrul Titu pentru a continua verificările la contoarele de branșament. Tot din informarea internă mai reiese că au fost constatate intervenții asupra sigiliilor altor 30 de contoare, sigilii rupte și sensul de curgere inversat. De asemenea, au constatat intervenție și asupra sigiliilor aplicate în aceea zi contoarelor montate cu sensul de curgere inversat. Se arată în aceeași informare. Cu alte cuvinte, după plecarea primului control, sigiliile aplicate au fost din nou rupte. Acest fapt îi determină pe șefii companiei de apă Târgoviște-Dâmbovița să creadă că la mijloc sunt implicați proprii angajați. De situația de la Titu au luat act și polițiștii dâmbovițeni. Campania MDI va continua și zilele următoare cu noi dezvăluiri și declarații în exclusivitate ale celor implicați în acest scandal. Nu ratați buletinele de știri!